femeile victime ale violenței domestice și sexuale nu primesc suficientă protecție din partea autorităților. Serviciile sociale specializate pentru victimele violenței de gen sunt subfinanțate la nivel local și central. Serviciile de consiliere pentru agresori sunt puține, iar centrele de intervenție în caz de violență sexuală funcționează doar pe hârtie. De multe ori, victimele violenței domestice sunt abandonate prin lipsa centrelor specializate. Acolo unde acestea există, fetele și femeile sunt luate în derâdere sau chiar dublu traumatizate de către unii angajați ai instituțiilor. Lipsa programelor de formare, dar și mentalitățile misogine, rasiste, homofobe, transfobe sau clasiste, contribuie la izolarea victimei și la reîntoarcerea ei în relație abuzivă. Dacă serviciile publice specializate în domeniul violenței de gen sunt extinse pe care, în prima jumătate a anului 2022, a percheziționeze când vii la un protest, mi se pare cam exagerat. Cam nejustificat. Și nu cred că a venit ceva demnitar pe aici. Mai degrabă vreun ambasador, vreo diplomată participă la marș sau gândiți să asigure securitatea.